Bine ați venit la un nou episod despre unele din cele mai ciudate mașini din lume. Am făcut atât de multe materiale despre mașini ciudate pe acest canal, încât te întreb dacă mai există și altele. Se pare că nu se termină niciodată. În episodul viitor vom vorbi despre cele mai ciudate mașini fabricate în Statele Unite ale Americii, dar astăzi rămânem la noi, pe bătrânul continent, pentru că Europa nu a fost ferită de aceste creații. Ca lucrurile să fie mai interesante, o să le luăm în ordinea anului în care au fost fabricate, o să începem cu anii 40 până ajungem la zilele noastre. Și dacă îți place acest clip, nu uita să te abonezi la canalul meu. Hai să începem! Prima creație de pe lista de astăzi se numește Leaf Electric și urma o rețetă simplă. O mașină mică, pentru oraș, cu propulsie electrică. Dar nu era o mașină convențională. Dacă astăzi ți se pare diferită, în anii 40 când a fost creată, nu se asemăna cu nimic altceva. Toată caroseria era fabricată din aluminiu și plexiglas și asta o făcea foarte ușoară. Avea 3 roți și asta o ajuta să fie mai simplu de manevrat, și arată așa pentru că este creația unui designer industrial pe nume Paul Arzens. Iar viziunea lui despre viitorul automobilului era puțin înaintea vremurilor pe care le trăia. Această mașină se numește Isetta și dacă nu ai mai auzit de ea, a fost produsă de BMW începând cu 1956. Dacă astăzi ți se pare ciudată, atunci când a fost prezentată prima dată în 1953 la Salonul Auto de la Torino, părea și mai ciudată. Dar publicul a îndrăgit-o și până la finalul producției s-au vândut peste 160.000 de exemplare. A fost prima mașină produsă în serie cu un consum sub 3 litri la 100 de kilometri și asta mulțumită unui motor de 240 de centimetri cubi cu un singur cilindru care producea 9,5 cai putere. Mașina avea o singură ușă, toată partea frontală se deschidea pentru a permite accesul în interior. În caz de accident, ocupanții trebuiau să iasă din mașină prin trapa de deasupra, dar sincer, nu aș vrea să văd cum se comportă această mașină dacă e implicată într-o coliziune. Dar asta nu e tot. Cumva, BMW avea încredere în acest concept de vehicul și a mai făcut o mașină care iar depășește tot ce ne putem imagina. Faceți cunoștință cu BMW 600. Care era practic o Isetta, puțin mai lungă, mai avea un rând de scaune, mă rog, o banchetă, două uși laterale pe lângă cea din față și un motor mai mare de 600 de centimetri cubi. Acest model nu s-a vândut prea bine și BMW l-a scos din producție după doar 2 ani. Situația lor financiară nu arăta prea bine și aveau nevoie de modele serioase și care să poată ține piept concurenților. În anii 60, constructorul bavarez lansează modelele 1500 și 2002, modele care au pus compania pe alt drum. Marcos nu este cunoscut ca un producător de mașini frumoase. De fapt, nu este cunoscut ca un producător de mașini pentru că nu foarte multă lume a auzit despre această companie. Și nu o să spun despre Marcos Cilon că este o mașină urâtă pentru că am văzut mult mai rău, la fel și tu dacă ai urmărit canalul meu, dar cu siguranță nu e ceva ce vezi prea des. Este ciudată după toate standardele. Mașina a fost gândită pentru curse, șasiul era din lemn, avea gullwing doors și designul bizar i-a adus porecla de rățușca cea urâtă, dar dacă vrei să-i pui porecle, cred că se poate și mai bine. Tu cum i-ai spune? Scrie-mi în comentarii! Am ajuns în anii 70 și în această perioadă nu a existat nicio mașină mai ciudată decât Reliant Robin. Nu numai ciudată, dar această mașină era și rea, foarte rea. O motocicletă are 2 roți, o mașină are 4 și cred că lucrurile ar trebui să rămână așa. Dar mereu se găsește cineva care consideră că 3 roți sunt suficiente pentru o mașină și nu sunt, după cum Reliant Robin demonstrează foarte limpede. Șansele să te răsturni cu ea erau destul de mari, de fapt nici nu trebuia să te străduiești prea tare, era nesigură la orice viteză. Următoarea mașină se numește Citroen Acadian, cred. Și ceva arată în neregulă cu ea, deși nu îmi dau seama exact ce anume.
jumătatea din față nu se potrivește deloc cu cea din spate, arată de parcă au luat jumătate dintr-o mașină elegantă de familie și jumătate dintr-o dubă urâtă și le-au sudat la mijloc. Și în mare, cam asta au făcut. Dar francezilor le plac mașinile ciudate și le-a plăcut Acadian. Peste 250.000 au fost vândute până la sfârșitul producției. Și am ajuns la anii 90, unde ne întâlnim cu o vedetă a străzilor și una din preferatele mele, Fiat Multipla. Această mașină a fost proiectată foarte inteligent, avea 6 locuri și un spațiu mare pentru bagaje, dar era scurtă și ușor de manevrat prin trafic, spre deosebire de alte monovolume. Dar arată ciudat, și la interior, și la exterior. Și nu în sensul rău al cuvântului, dar totuși ciudată, atât de ciudată, încât acum câteva luni, când am făcut un clip cu top 10 cele mai ciudate mașini din lume, Fiat Multipla era destul de sus în top. Dacă nu l-ai văzut încă, o să las un link în stânga ecranului și jos în descriere. Renault Avantime, unde Avantime îmi spune că este cumva Avant Time. Aha, am prins-o. Deci un Renault înaintea vremurilor. O declarație destul de curajoasă, mai ales că mașina a fost un eșec comercial major. Doar 8.000 s-au vândut și după 2 ani au oprit producția. Publicul nu prea a înțeles ce este această mașină. Renault voia să fie un coupé din segmentul premium, dar arăta ca un monovolum de familie cu câteva uși lipsă. După 20 de ani, mașina arată la fel de ciudat ca atunci când era nouă, dar dacă găsești să cumperi una, vei deține ceva foarte rar. Din 2013, această mașină se numește Volkswagen XL1, există în realitate, a fost produsă în serie, a fost disponibilă la vânzare între 2013 și 2016 și pe cât de ciudat arată, pe atât de interesantă este povestea ei. Să începem cu începutul, mașina are doar 2 locuri, o formă foarte aerodinamică, un motor diesel de 800 de centimetri cubi care dezvoltă 47 de cai putere și unul electric care dezvoltă 27 de cai putere, deci este un plug-in hybrid diesel. Acest proiect dezvoltat de Volkswagen a fost foarte ambițios pentru că au încercat să realizeze o mașină care să consume 1 litru de combustibil la 100 de kilometri și au reușit. XL1 reușea un consum de 0,9 litri la 100. 250 de exemplare au fost fabricate, din care 200 au fost disponibile la vânzare, dar cererea a fost mai mare atunci. Astfel, în zilele noastre, dacă vrei să cumperi una, prețurile încep de la 130.000 de euro. Și am ajuns la finalul listei de astăzi. Eu sunt Cristian, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vedem în scurt timp.